Bun găsit, doamnelor și domnilor! Un bărbat de 53 de ani, bolnav de cancer, a recurs la un gest disperat. Acesta s-a stropit cu benzină și și-a dat foc în propria grădină. Tragedia a avut loc într-o localitate din raionul Ungheni. Cadavrul bărbatului a fost depistat de soția acestuia, care a și alertat poliția și medicii. La fața loc s-a depistat în grădina gospodăriei proprii cadavru de gen masculin, semne de arsuri pe toată suprafața corpului, mai accentuat în zona capului. Cadavrul a fost îndreptat la examenele medico-legale pentru stabilirea cauzei exacte a morții. Anterior, bărbatul a fost internat în secția psihonarcologică a Spitalului Regional Ungheni. Toate circumstanțele producerii tragediei sunt investigate de oamenii legii. Polițiștii mai spun că bărbatul și soția acestuia obișnuiau periodic să consume alcool în exces. Potrivit lor, niciunul dintre cei doi nu era angajat.